Putem să citim din Geneza 24, de la versetul 51 până la versetul 67. Geneza, capitolul 24, de la versetul 51 până la versetul 67. Iată, Rebeca este înaintea ta. Ia-o și du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebecăi. A dat de asemenea daruri bogate fratelui său și mamei sale. După aceea au mâncat și au băut el și oamenii care erau împreună cu el și s-au culcat. Dimineața când s-au sculat, robul a zis: lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis: fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. El le-a răspuns: nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci i-au răspuns: să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doi ca ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și au zis: o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicile ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna Lahai-Roi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămile. Și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci și-a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Amin. Doamne, Tată, îți mulțumim din nou și astăzi pentru o nouă ocazie pe care ne-o dai să ne adâncim în cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău care ne ajută să înțelegem prin Duhul Sfânt și iluminarea pe care El ne-o dă cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să treci Tu dincolo de ceea ce putem face noi ca oameni, pentru că niciun fel de pregătirea noastră, niciun fel de tehnică nu poate să ducă cuvântul în inima omului. Doar Tu poți, Doamne, să o faci prin Duhul Tău cel Sfânt și Te rog astăzi, Doamne, să ne vorbești, să folosești cuvântul Tău astfel încât să ne transform mai mult, să continui ceea ce deja a început în noi. Amin. Te rugăm, Doamne, să lucrezi Tu în continuare și să binecuvântești această lucrare de propovăduire a cuvântului Tău, a Evangheliei Tale. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Căsătoria. Căsătoria
Este un eveniment important în viața fiecărui om și cu atât mai mult în viața unui credincios. Cred că după mântuire, ca și decizie și intersecție importantă din viața cuiva, căsătoria urmează imediat. Pentru că vrem să fim în voia Domnului într-un asemenea act deosebit de important și ne interesează dacă suntem copii ai lui Dumnezeu și facem parte din familia Lui, ne interesează voința Domnului și planul Lui cu privire la noi în privința acestui aspect specific, căsătoria. Textul nostru pe care l-am citit cu siguranță susține tematica aceasta a căsătoriei și după cum ați văzut, este vorba despre o căsătorie un pic mai deosebită. Un fel de dragoste la prima vedere, după cum am constatat că se spune în finalul capitolului. Este un text din care se predică la nunți și un text care este interpretat într-o cheie maritală adeseori. Aș îndrăzni însă să spun că nu acesta este scopul principal pentru care textul pe care tocmai l-am citit există în Cartea Geneza. Scopul principal nu este să ne furnizeze un text bun de predică și nici măcar să ne vorbească atât de mult despre căsătoria lui Isaac. Așezat în contextul său și uitându-ne la locul pe care această narațiune destul de extinsă, din capitolul 24, îl ocupă în peisajul mai mare din Cartea Geneza, vom observa că, de fapt, într-adevăr, întâmplarea cu căsătoria dintre Isaac și Rebecca vorbesc despre împlinirea planului lui Dumnezeu în viața lui Isaac, în mod specific în ce privește căsătoria, dar aceasta nu este decât o piesă, o porțiune dintr-un plan mai mare pe care Dumnezeu vrea să-l împlinească în viața lui Isaac, dar înainte de el și în viața lui Avram și după el în viața celorlalți patriarhi care au urmat. Deci aș spune că textul acesta nu este un text pentru nuntă, neapărat, ci este un text pentru viață. Pentru că textul acesta ne vorbește nu atât de mult despre voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și nu ne dă informații în special cu privire la căsătorie, cât mai degrabă ne vorbește despre planul lui Dumnezeu cu privire la cei care sunt credincioșii Lui. Iar Isaac face parte, imediat după Avram, din a doua generație de oameni care sunt aleși să facă parte din poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu continuă în viața lui Isaac să-și împlinească planul său și în dimineața asta, provocarea pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, este să învățăm și să ne odihnim sufletește în acest adevăr că Dumnezeu își va împlini planul său în viața copiilor lui și că împlinirea planului lui Dumnezeu în viața copiilor lui este o misiune posibilă. Fie că vorbim despre o panoramă a planului lui Dumnezeu, o imagine generală asupra planului lui Dumnezeu, fie că vorbim despre aspecte particulare, momente cheie din planul Domnului pentru noi. De la căsătorie, cum dădeam exemplul acesta, până la cariera pe care să ne alegem, până la alte aspecte care țin de administrarea timpului, a resurselor, de diverse feluri pe care le avem și alte decizii din acestea pe care le luăm în viață. Da, Dumnezeu dorește și Dumnezeu reușește să-și împlinească planul Său în viața copiilor pe ambele niveluri. Și panoramic, în ce privește planul lui mare, dar și specific, pas cu pas, în diverse etape din viața noastră. Ceea ce am citit noi, etape,
din viața lui Isaac, dar așezată în contextul narațiunii din Geneza, face de fapt trimitere la spectrul mai larg, la imaginea mai largă a planului pe care Dumnezeu dorește să-l împlinească în viața copiilor săi. De aceea, mesajul acesta este unul, aș spune, nu știu, foarte important, sunt cuvinte sărace ca să descrie relevanța mesajului pentru noi. Fiindcă dacă suntem copii de Dumnezeu, ne dorim și tânjim ca planul Lui să se împlinească în viața noastră. Nu vrem să acționăm de capul nostru, nu vrem să facem lucrurile manual, după propria noastră voință și înțelepciune, ci vrem să fim în voia Domnului. Și da, planul Lui pentru noi este o misiune posibilă, dar sunt câteva elemente de care trebuie să ținem seama dacă vrem să se întâmple planul Lui și global și particular în viața noastră. Și textul pe care l-am citit și așezarea Lui în narațiunea din Geneza ne furnizează aceste elemente cheie, aceste ghidaje, puncte de reper pentru noi, ca să știm cum să înțelegem planul Lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu de la noi și cum să ascultăm de Dumnezeu ca să se împlinească acest plan pentru noi. Așadar, iată care sunt următoarele aspecte la care ar vrea să ne uităm dacă vrem ca planul Domnului să se împlinească în viața noastră. Primul lucru este acesta, înțelege planul. N-are cum să se împlinească planul Domnului în viața noastră dacă noi nu înțelegem care este planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Și o să spunem, păi tocmai asta e problema. Că dacă am înțelege exact ce vrea Domnul la fiecare pas, am ascultat. De multe ori, marea noastră nedumerire nu este că nu vrem să ascultăm de Domnul, că noi vrem să ascultăm de Domnul și am luat decizia asta odată pentru totdeauna, irevocabil, dar problema noastră este că nu știm care este planul Lui în diverse aspecte din viața noastră. Că dacă am ști, am ascultat. Și de aceea, primul reper important este să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, să înțelegem planul. Dar aș vrea să facem o clarificare aici. Când spun să înțelegem planul și ce vrea Domnul de la noi, nu mă refer să înțelegem fiecare pas și toate aceste etape din viața noastră, pentru că noi nu cunoaștem fiecare etapă și tocmai aici trebuie să trăim prin credință și să luăm fiecare zi din viața noastră ca din mâna Domnului. Și recunosc, și din propria experiență, dar și din ceea ce văd în Scriptură, că nu avem unelte prin care să descoperim planul Domnului în mod specific, rapid, făcând așa. Deci noi știm la fiecare pas, imediat, fără să căutăm exact ce vrea Dumnezeu de la noi. Există o căutare. Și există o dinamică a acestei căutări ca să înțelegem voia Domnului în aspecte specifice din viața noastră. Dar planul mare al Domnului ne este revelat și Dumnezeu se așteaptă ca noi să-L înțelegem și să ne bazăm pe acest master plan, dacă vreți, acest plan general pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi. Despre asta este vorba în narațiunea pe care am citit-o. Vedem o interconectare între master planul pe care Dumnezeu îl are pentru poporul Lui și o etapă specifică care se întâmplă în viața unuia dintre copiii Lui, dintre patriarhi pe nume Isaac. Și mereu trăim în acest joc, în această dinamică între cele două elemente. Planul mare al lui Dumnezeu, care este bine revelat în Scriptură, foarte clar și niciun credincios adevărat n-ar trebui să se scuze și să spună că nu știe care este planul Domnului cu privire la viața lui. Și apoi etapele specifice din viața noastră unde trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu. Mă întorc la Geneza 12 cu 3, pentru că acolo descoperim care este acest plan mare pe care Dumnezeu îl are pentru omul credinței, Avraam, și pentru oamenii credinței, toți cei care sunt fiii lui Avraam. Și planul acesta este: ieși din țara ta, din rudenia ta, pentru că vreau să fac din tine o familie mare și toate semințiile pământului să fie binecuvântate în tine. Lucrul acesta înseamnă că Avraam este primul exemplar dintr-un popor pe care Dumnezeu vrea să și-l facă să fie al lui. Poporul celor credincioși.
De aceea este numit în Noul Testament Avram părintele credinței. Deci începând cu Avram, este primul care intră în planul acesta, revelat al lui Dumnezeu, de a-și crea, atât cât se mai scurge firul istoriei, un popor care să fie al lui. Acesta este marele plan. Iar narațiunea din Geneza 24, pe care noi am citit-o, nu face decât să fie o continuare și se așează într-un mod foarte natural pe acest mare plan pe care Dumnezeu îl are pentru omenire, pentru copiii lui, începând cu Avram. Și anume, că el vrea să-și continue, să-și extindă poporul lui prin Isaac. Dar cum putea să-și extindă poporul lui prin Isaac și să facă o familie mare dacă Isaac nu era căsătorit? Tocmai de aceea era necesar ca el să-și găsească o nevastă pentru ca să se mărească poporul ales. Poporul Israel. Poporul pe care Dumnezeu și l-a luat ca să fie al lui. Iată de ce spuneam că textul acesta nu ne vorbește neapărat despre luntă și nu ăsta e scopul lui, ci scopul teologic al textului este să ne arate cum Dumnezeu, pas cu pas, continuă să-și împlinească marele său plan, marele său proiect pe care l-a început. Și poartă de grijă, prin toate împrejurările din Geneza 24, ca Isaac să nu se căsătorească cu o fată dintre fetele cananiților, din popoarele păgâne, ci să meargă acasă, să-și ia din familia lui, din rudenia lui, astfel încât planul Domnului să continue mai departe și să își facă un popor care să fie al lui. Apoi, sigur, planul acesta continuă cu Iacov, cum vom vedea, și apoi continuă cu Efraim, copilul lui Iosif, și mai departe. Și continuă după Iosif și Efraim, an cu an, an cu an, sute de ani, și mii de ani, până ajunge la noi. Și oricât ni s-ar părea de bizară legătura aceasta, de fapt este o legătură organică, reală, între ceea ce am citit acum și ce se întâmplă cu noi astăzi. Între ceea ce se întâmpla cu Avram acum circa 4.000 de ani, și apoi cu Isaac, cu căsătoria lui, și ce se întâmplă cu tine și cu mine. De fapt, noi toți, nu suntem decât o continuare a acestui lanț, a acestui șir pe care Dumnezeu l-a început cu Avram, de formare a unui popor care să fie al lui. De aceea Dumnezeu se numește pe sine Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov și se oprește acolo, dar în mod cert ar continua și ar spune și Dumnezeul fiecăruia până când a ajuns și Toma odată necredinciosul să spună Domnul meu și Dumnezeul meu și până când și tu și cu mine fiind cuceriți de dragostea Domnului Iisus Hristos într-o zi am plecat genunchiul și am capitulat în fața Lui și am spus Dumnezeul meu! Ai devenit și Dumnezeul meu! Acesta este marele plan al lui Dumnezeu. Vreau să fiu Dumnezeul vostru! Am început cu Avram. Continui cu Isaac și mă interesează cum se căsătorește Isaac ca să continue poporul meu. Am mers la Iacov, am mers mai departe și am ajuns la voi, pentru că în Galateni 3:7 spune înțelegeți și voi, dar, că fiii lui Avram sunt cei ce au credință. Și vreau să fiu Dumnezeul vostru, spune Domnul. Aceasta este declarația mea pentru voi. Asta vrea să ne spună traiectoria teologică din Cartea Geneza. Ca și copil al lui Dumnezeu, intrat prin credință în familia lui Dumnezeu, în familia avramică, când îți pui întrebarea ce vrea Dumnezeu de la mine, de ce trăiesc pe pământ, ce să fac în fiecare zi, ce așteptări are Dumnezeu de la mine, răspunsul este acesta. Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul tău și al meu. Acesta este marele plan care ni s-a revelat și nu ne putem scuza că nu cunoaștem planul acesta. El vrea în fiecare zi să fie Dumnezeul nostru și lucrarea pe care o desfășoară prin diverse împrejurări din viața noastră, mai ușoare sau uneori mai grele, este să ne cucerească tot mai mult pe noi. Să dovedească că este vrednic să fie Dumnezeul nostru.
În fiecare zi vrea să ne cânte inima și vrednic de cinstit. Și în fiecare zi noi prinși și acaparați și atrași și seduși de lumea asta și de ce este în ea, pe diverse paliere. Dumnezeu vrea să ne convingă în fiecare zi. Alegeți-mă pe mine. Căutați-mă pe mine. Desfătați-vă în mine. Ascultați de mine. Fiți ca mine. Căutați-mă pe mine. Apropiați-vă de mine. Nu dați credit gogoșilor pe care vi le vinde lumea aceasta. Vreau să fiți ai mei. Vreau să fiți poporul meu. V-am câștigat pe Golgota ca să fiți un rod al meu, plin de râvnă pentru fapte bune. Ne întrebăm ce vrea Dumnezeu de la mine, ce vrea Dumnezeu de la noi. Acesta este răspunsul. Vrea să fie Dumnezeul nostru. Și noi să fim poporul Lui. Și în fiecare zi trebuie să lucrăm în direcția aceasta. Dacă suntem cu adevărat credincioși ai Domnului, ar trebui ca în fiecare zi din viața noastră să ne întrebăm, Doamne, cum să fac astăzi din Tine Dumnezeul meu? Doamne, acum când mă port în felul acesta, ești Dumnezeul meu. Doamne, când gândesc așa, ești Dumnezeul meu. Când am atitudinea asta, ești Dumnezeul meu. Când mă distrez în felul acesta, ești Dumnezeul meu. Când mă port în familie în felul acesta, ești Dumnezeul meu. Când îmi administrez timpul și banii și energia și toate lucrurile astea în acest fel, ești Dumnezeul meu. Planul acesta posibil al lui Dumnezeu ne este revelat. Dumnezeu ne-a spus ce vrea. Și dacă vrem să se întâmple voia Lui în viața noastră, primul lucru, înțelege planul. Dumnezeu vrea astăzi să nu vâșbăim în întuneric, în stânga și în dreapta, întrebându-ne ce vrea Domnul de la noi. Este simplu doar să credem și să vrem. Să facem din El Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Aceasta este imaginea de ansamblu. Ceea ce vrea Dumnezeu să facă în noi. Apoi, dacă vrem să fim în planul Domnului și să îl înțelegem și să-l ascultăm, al doilea punct de reper important, ca planul acesta să fie posibil și modul în care Dumnezeu îl face să fie posibil, este amintește-ți propria ta istorie. Amintește-ți propria ta istorie. Pentru că de multe ori apare ispita și ne întrebăm, mai sunt în planul Domnului? Este El Dumnezeul meu? Mai lucrează Dumnezeu în viața mea? Și exista acea vorbă celebră, cine nu cunoaște istoria este condamnat să o repete. Eu aș spune că o putem personaliza și să spunem, cine nu-și cunoaște istoria este condamnat să o repete. Și este bine ca din când în când să avem momente de reflecție și să ne uităm și să ne analizăm parcursul vieții noastre, de unde am plecat și unde am ajuns. Este foarte important locul acesta. În textul nostru observăm că avem de-a face cu o narațiune destul de lungă. Nu am citit-o pe toată, dar sunt circa 67 de versete, destul de mult, și dacă le citim vom vedea că are un caracter destul de istoric această narațiune. Și povestește robul lui Avraam Eliezer, pas cu pas, când ajunge în familia Rebecăi, spune cum s-a întâmplat, cum l-a ales Dumnezeu pe Avraam, ce a promis lui Avraam, cum i-a încredințat Avraam misiunea, cum a plecat el, cum a ajuns, cum s-a întâlnit, cum a scos apă, cum a dat cămilor, cum a răspuns fata, cum l-a invitat acasă. Cum... Reia toată această istorie. Și nu este rău că se întâmplă așa. Pentru că, de multe ori, ca să mergem mai departe și să ne încredem în Dumnezeu și în planul pe care El îl are cu privire la noi, trebuie și noi să ne reluăm istoria vieții noastre. Și să vedem ce face Dumnezeu în viața copiilor Săi. Nu vorbim de alții, vorbim de copiii Lui acum. Am spus că marele plan, ce vrea Dumnezeu de la noi, să fie Dumnezeul nostru. Și asta e lucrarea pe care El o face. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Dar dacă ne uităm în istoria vieții noastre, vom observa ceva. Premiza de la care se pleacă în Geneza 24, o găsim chiar în versetul 1. Și în versetul 1 spune așa, Avraam era bătrân, înaintat în vârstă. Și Domnul
binecuvântase pe Avram în orice lucru. Viața copiilor lui Dumnezeu, viața celor ce fac parte din poporul lui Dumnezeu, este o viață de binecuvântare. Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Și dacă citim cu atenție, cu un ochi îndreptat spre acest aspect, capitolul 24, vom observa că găsim acest refren al binecuvântării peste tot în capitolul 24, exact în această istorie de 67 de versete pe care o reia mereu Eliezer, robul lui Avram. Spre exemplu, uitați-vă în versetul 7, spune: Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminției tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua nevastă fiului meu. Avram din nou face aici apel și la încrederea pe care o are că Dumnezeu va oferi o soluție, dar face apel și la promisiunea pe care Dumnezeu a dat-o. Că voi face din tine o seminție aleasă. Versetul 1, Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Versetul 7, reamintește de această promisiune extraordinară. Versetul 35, spune: Domnul, acum vorbește Eliezer, robul, Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propășire. I-a dat și oi și boi, argint și aur, rob și roabe, cămile și măgari. Observați cum se dezvoltă această tematică a binecuvântării. De la versetul 1, în versetul 7, în versetul 35, până se ajunge în finalitatea, în apogeul logic al acestei narațiuni, la ce? La Rebeca. A cărui culme, anume, ce credeți că înseamnă? Face referire tot la ideea binecuvântării. Deci până și numele ei sugerează această idee a binecuvântării. Și de fapt, care este logica acestui discurs al binecuvântării în Geneza 24? Logica este următoarea. Vrea să ne arate nouă, prin ceea ce se întâmplă și prin ceea ce spune Eliezer, robul lui Avram, că dacă Dumnezeu a lucrat în viața lui Avram, împlinindu-și promisiunile și cu binecuvântare în mai multe etape ale vieții sale, cu siguranță și acum când vine vorba de continuarea planului prin găsirea unei neveste pentru Isaac, Dumnezeu va da izbândă. Și o găsește pe Rebeca, pe binecuvântare. Și binecuvântarea începută și continuată în viața robului său, al Domnului, al lui Avram, va fi mai departe binecuvântare chiar și în acest aspect. Rolul istoriei prezentate în Geneza 24 este să ne ajute pe noi atunci când avem de luat decizii concrete sub acest master plan al lui Dumnezeu. Să facem apel la istoria vieții noastre și să vedem că până acum Dumnezeu ne-a purtat în binecuvântare. Să identificăm și să ne amintim multe momente în care Dumnezeu s-a îndurat de noi și a fost binevoitor față de noi și fața Lui a strălucit peste noi. Și în ciuda slăbiciunilor noastre și a inabilităților noastre și a eșecurilor noastre, El a continuat să fie credincios. El nu ne-a abandonat. El a continuat să ne binecuvânteze. Și nu dacă neapărat din punct de vedere material, dacă n-am primit-o de la ce am dorit noi și ce am visat. Cu privire la lucrarea pe care El a desfășurat-o în viața noastră, spre a-și împlini acest plan grandios pe care îl are, El a continuat să fie credincios și să ne binecuvânteze. Și dacă Dumnezeu te-a chemat și m-a chemat să facem parte din poporul Lui și marele Lui plan este să fie Dumnezeul nostru, vă garantez că dacă vă uitați în viața voastră în trecut și ne uităm fiecare, vom vedea că găsim binecuvântare în fiecare etapă din viața noastră în care acel lucru a contribuit la împlinirea marului plan al lui Dumnezeu. Poate ne-am dorit ceva și n-am primit și nu s-a întâmplat binecuvântarea Domnului. Dar uitați-vă la elementele cheie, identificați binecuvântările din viața voastră. Din trecut. Și veți vedea că toate au un rol esențial în împlinirea marului plan pe care Dumnezeu îl are pentru noi, aceea de a fi Dumnezeul nostru și noi să fim copiii Lui.
reformulat altfel. Cusii va binecuvânta pe copiii lui în toate lucrurile specifice care contribuie la împlinirea planului de ansamblu pe care Dumnezeu îl are, acela de a fi Domnul nostru și noi de a fi copiii lui. Dumnezeu nu va opri niciun fel de binecuvântare care poate să ne ajute pe noi să ne încadrăm și să progresăm în acest plan pe care El îl are de a fi Dumnezeul nostru și de a fi copiii Săi. Fie că vorbim despre resursele pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție, despre harul pe care l-avem să fim într-un loc acesta unde să ne echipăm, despre cuvântul Domnului, despre călăuzirea Duhului Sfânt, despre oameni care să stea lângă noi și să ne ridice atunci când cădem, despre oameni care să ne încurajeze și alte moduri, nu le știu acum pe toate, chiar încercări pe care Dumnezeu le folosește și sunt de fapt binecuvântări deghizate în încercări. Pentru că El le folosește ca să-și împlinească acest mare plan. Și când ne abatem, când ne dăm noi rușa aia care ne aduce înapoi pe cale, ne doare, dar de fapt este o binecuvântare pentru că ne ajută să ne încadrăm și să revenim în planul măreț pe care l-are de a rămâne poporul și de a nu mânca otrăvurile și ierburile otrăvite ale acestei lumi, dar rămâne în poporul lui, El de a fi Dumnezeul nostru și noi de a fi poporul Său. De aceea, în momentele în care treci prin descurajări, în momentele în care nu știi dacă Dumnezeu mai lucrează în viața ta și ce face în viața ta, uită-te la istoria vieții tale și uită-te din punct de vedere spiritual unde ai ajuns și vei vedea că punctul acesta unde ai ajuns este prin harul Domnului și este răspunsul binecuvântărilor din viața noastră pe care Dumnezeu ne-a dat. Robul spune, când discută cu familia Rebecăi, eu cred că Dumnezeu va răspunde și va da o binecuvântare. Tocmai pentru că ceea ce s-a întâmplat până acum în viața lui Avram au fost binecuvântări din partea Domnului. Atenție! Repet! Nu binecuvântări după cheful nostru. După poftele noastre. Dumnezeu nu este un fel de duh din lampă, un tonomat, cineva la care noi să apelăm, să introducem fisa printr-o rugăciune și El să ne împlinească imediat ce vrem noi, că dacă nu ne supărăm pe El. Nu. Cine arată Geneza și narațiunea asta este că Dumnezeu binecuvântează pe cei din poporul Lui în măsura în care acele binecuvântări contribuie la frumosul și mărețul plan pe care Dumnezeu îl are pentru noi, de a ne face ca El. De a ne face copiii Lui. Și dacă așa zisa binecuvântare pe care noi ne-o dorim, în afara voiei Lui, dăunează sănătății noastre spirituale, Dumnezeu este înțelept și va spune nouă. Deci, ca să fim în voia Domnului și să înțelegem voia Domnului, avem nevoie de două lucruri până acum. Avem nevoie să înțelegem planul Lui, acest mare plan al lui Dumnezeu despre care am vorbit. Și al doilea lucru, avem nevoie ca în momentele de cumpăr, de deznădejde, când ne ispitește satana să alegem altceva, să ne uităm în viața noastră, să ne amintim propria istorie, să vedem că Dumnezeu ne-a purtat și totul să ne mai poate, să ne încredem în El, să vedem țesătura de binecuvântări spirituale pe care El a făcut-o în viața noastră până acum. Și ultimul lucru. Vreau acum să vin și în zona asta la altă. O să spunem, ok, am înțeles care e planul măreț. Am înțeles cum ajută istoria vieții noastre să ne încredem mai departe în Domnul. Am înțeles că este un plan revelat, planul acesta măreț. Știm voia Lui, nu numai că vrem să o ascultăm de El, dar și o știm acum. Știm că vrea să fie Dumnezeul nostru și dacă și vrem și știm ce avem de făcut, totul e foarte bine până aici. Ce facem însă cu deciziile punctuale din viața noastră? Cum rezolvăm identificarea planului lui Dumnezeu punctual, concret, dincolo de master plan? Cum facem când vrem să ne căsătorim? Că să luăm tot exemplu concret din narațiunea noastră. Cum facem când vrem să ne alegem un loc de muncă? Cum facem dacă vrem să emigrăm din țară sau nu? Cum facem dacă
Vrem să vedem să achiziționăm ceva sau nu. Cum să folosim banii. Cum facem dacă vrem să alegem prietenii? Ce prieteni să avem și ce prieteni nu? Cum facem dacă vrem să decidem dacă să mergem într-un loc sau nu? Cum identificăm voia Domnului în momentele și în aspectele concrete din viața noastră? Și pasajul ăsta, de asta e foarte fain, pentru că are două valențe. Pe de o parte ne dă imaginea de ansamblu și ne arată cum narațiunea se încadrează în proiectul general din Geneza. Pe de altă parte, narațiunea în sine este un exemplu practic de identificare a voii lui Dumnezeu. Și uitându-ne aici, cred că putem găsi niște principii chiar și pentru identificarea voii lui Dumnezeu în momente specifice. Iar aceste principii, o să ne uităm imediat la ele, le-am putea sumariza și le-am putea, ca să le reținem ușor, să le așezăm sub următoarea, sau următorul îndemn. Umblă cu Dumnezeu. Dacă dincolo de planul măreț al Domnului, revelat, clar, de a ne asemăna cu El, știm ce avem de făcut, când vrei să iei decizii punctuale în viață, toate principiile practice care ni se dau, se pot rezuma sub această expresie. Umblă cu Dumnezeu. Pentru că textul acesta ne vorbește despre umblarea cu Dumnezeu. Hai să vedem. Avram a umblat cu Dumnezeu. Dacă vă uitați modul în care el discută, n-am citit toată narațiunea, versetele 2 și 3, îl cheamă pe Eliezer, pe robul său și îl pune să jure și spune, nu cumva, te rog eu, nu cumva să iei nevastă fiului meu dintre fetele din țara aceasta? De ce? Atât de clar. Atenție, discutăm acum despre un aspect specific. De ce atât de vehement? Pentru că el a înțeles că Dumnezeu nu dorea această înscriere specifică, acum discutăm, între poporului și popoarele din alte părți. Și nu vreau să intru acum, aveam notate niște texte, doar nu vă dau, de exemplu, Exodul 34 cu 16, mai departe, legea, profeții, istoria vechi-testamentală, per ansamblu, are nenumărate locuri, chiar și istoria post-exilică, în care se vede exact acest aspect, că poporul Domnului s-a încuscrit cu neamuri păgâne, sau porunca Domnului de a nu face lucrul ăsta. Deci, noi trebuie să interpretăm hotărârea lui Avram exact în acest mod, în această lentilă a deciziei lui de a umbla cu Dumnezeu și de a asculta de Dumnezeu. Isaac umblă cu Dumnezeu și ascultă de Dumnezeu. Nu ni se spune foarte multe despre el. Citim aici că seara ieșise să cugete pe câmp. Nu știm la ce cugeta. Nu ni se spune la ce. Dar cert este că vedem două lucruri. Vedem că Isaac ascultă de tatăl său. Isaac nu zice, tată, eu nu mai aștept. Îmi găsesc eu soție de aici. Cum a făcut altădată cel care n-a fost în linia răscumpăraților. Esau. Când, din potrivă, ca să facă în ciudă părinților, și-a mai luat una dintre fetele canadite. Dar Isaac, textul ne arată că a preferat decât să umble cu prostii să cugete pe câmp. El a preferat să umble pe câmp, să se gândească la nu știu ce. Se gândea la Dumnezeu, se gândea la Rebecca, habar n-am la ce se gândea. Dar cu siguranță nu-l vedem umblând cu femeile canadite. Deci, pe de o parte, el ascultă de ce spune Avram, pe de altă parte, îl vedem trăind în așteptare și în curăție. Și aștepta binecuvântarea pe Rebecca, care a și venit. Deci, vedem oameni care umblă cu Dumnezeu. Pe Avram, pe Isaac și pe Eliezer. Îl vedem tot cum umblă cu Dumnezeu. Uitați-vă cât de impregnată este narațiunea din Geneza 24 de prezența lui Dumnezeu, de călăuzirea lui Dumnezeu, de providența lui Dumnezeu, de ascultarea pas cu pas de Dumnezeu. 24 cu 12. Îl vedem cum se roagă înainte să vină Rebecca. Și a zis, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Da?
ceea ce discutam și ieri la întâlnirea noastră, înainte de acțiune, se roagă. 24:26. După ce vine Rebecca și îl invită acasă, atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Altă expresie a mulțumirii, a umblării cu Dumnezeu, a dependenței de Dumnezeu. 52. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, că au fost binevoitori să o dea pe Rebecca, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Vedem pe Avram care ascultă și îl pune pe rob să jure că nu va lua fată dintre cananiți. Îl vedem pe Isaac preferând să cucete pe câmp decât să umble cu prostii și așteptând voia Domnului. Și îl vedem pe Eliezer rugându-se Domnului, aruncându-se cu fața la pământ în mulțumire, depinzând de Dumnezeu. Pun din nou întrebarea. Cunoaștem noi imediat specific voia lui Dumnezeu cu privire la diverse aspecte concrete din viața noastră? Nu. Nu știm rapid. Nu avea de unde să știe Eliezer exact numai când a văzut-o să spună, uite, asta este. Dar ce a făcut? Ce găsim sunt două lucruri pe care le poate face oricine care vrea ca nu numai în planul general, dar și în plan concret să se întâmple voia Domnului în viața lui. Două lucruri așezate sub ideea umblării cu Dumnezeu. 1. Ascultarea de condițiile lui Dumnezeu. Dacă vrem să se întâmple voia Domnului concret, zi de zi în viața noastră, trebuie să ascultăm de condițiile lui Dumnezeu. Să mergem după jocul lui. Dacă noi ieșim în afara voii lui Dumnezeu și păcătuim și nu ascultăm de condițiile Lui, nu se va întâmpla voia Lui specific în viața noastră. Totul a plecat de la Avram care a înțeles condițiile lui Dumnezeu, de la Isaac care a acceptat condițiile lui Dumnezeu și de la Eliezer care a urmat condițiile lui Dumnezeu. Când toți s-au unit și au ascultat de condițiile lui Dumnezeu, s-a întâmplat voia Lui. Deci dacă cineva se joacă cu păcatul, dacă cineva se pune de-a curmezișul cu mândrie și aroganță și spune, ei, na, eu așa vreau să fac, că ăsta sunt eu, mie așa îmi place, sunt propriul meu stăpân, eu decid, chiar dacă Dumnezeu spune altfel. Nu te aștepta să se întâmple voia Domnului în viața ta. Dar dacă în fiecare zi cauți cu tot din adinsul și cu pocăință să spui, Doamne, vreau din cuvântul Tău revelat, să ascult de Tine și de condițiile Tale. În orice domeniu. Și cauți cu adevărat condițiile Domnului. Atunci Dumnezeu va purta de grijă. Ca dincolo de planul măresc de a ne asemăna cu El și pas cu pas în viață, în aspectele concrete, să ne călăuzească. Și ne va deschide uși, și ne va deschide mintea, și ne va arăta când este voia Lui. 1. Ascultarea de condițiile Lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, rugăciunea. Îl vedem pe Eliezer în căutarea concretă a voii lui Dumnezeu, rugându-se serios, aruncându-se la pământ înaintea lui Dumnezeu. Vedem această îmbinare de cerere cu laudă, cu mulțumire, proșternere, să slăvească pe Dumnezeu pentru izbânda pe care i-a dat-o. Și dacă vrem să înțelegem voia Domnului în mod concret, trebuie ca viața noastră să fie impregnată de rugăciune. De această atitudine, ca înainte de orice să-i cerem Domnului, să spunem, Doamne, dă-mi Tu. Da? Carieră, căsătorie, alte decizii. Doamne, călăuzește-mă Tu! Te rog, călăuzește-mă Tu! Vreau să mă călăuzești Tu! Și în momentul în care Dumnezeu ți-a răspuns, nu, mersi, am plecat. Cum face un copil, îți cere ceva, când îl și uite, ori ala vedese praful normal, uite să mai zică ceva, nu te poște. Te pui la pământ, spui, Doamne, îți mulțumesc. Te laud pe Tine că mi-ai răspuns. Nu fugim în nerecunoștință. Stăm și mulțumim Domnului.
Nu te teme că nu cunoști viitorul. Nu te teme că nu știi exact fiecare pas și fiecare decizie și care e voia Domnului. Ca să nu ne s-au descoperit nouă. Ce avem noi de făcut? E să ne încredem că El, fiindcă suntem copiii Lui, își va împlini planul Lui în viața noastră. Și ne va binecuvânta cu binecuvântările pe care le consideră necesare pentru împlinirea marului plan pe care l-are pentru noi. Dar dacă vrem să se întâmple voia Lui și în mod concret, trebuie să umblăm cu Domnul zi de zi. De a face mici păcățele, luxul de a cocheta cu lumea în lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a revelat că nu-s după voia Lui. Haideți să căutăm să fim oameni integri. Să ne ținem de cuvânt. Să ne ferim de orice se pare rău. Să fim atenți cu vorba, cu fapta, cu ochii, cu urechile. Cum umblăm, cum ne îmbrăcăm, unde stăm, unde mergem, cât stăm, la ce oră ne întoarcem acasă. Haideți să fim atenți cu toate lucrurile astea mărunte, zicem noi! Dar ele fac parte dintr-un angrenaj mai mare al devenirii unui om evlavios. Care atunci când se închină Domnul și se pleacă la pământ să nu o facă formal, să curgă din evlavia acestei umblări cu Domnul. Garda sus! Garda sus! Suntem în război. Nu ne permitem luxul superficialității. Nu ne permitem luxul relaxării. Și chiar dacă greșim de multe ori și am căzut, și fiecare am căzut, nimeni nu este perfect. Haideți să luăm decizia. Doamne, vreau să fiu mai atent. Vreau să mă sfințesc mai mult. Vreau să te las să lucrez harul Tău în mine mai mult. Și cu siguranță, dacă facem lucrurile astea, copiii Domnului vor fi în voia Domnului. Fie că vorbim de planul mare, fie că vorbim de multele decizii mici sub planul mare, vor fi în voia Domnului. Fiindcă El va lucra asta în viața noastră.